La Speranța TV, ce o mai fi și asta, avem un moderator foarte priceput. El a prezentat invitatul altfel. Nu râdeți că se întâmplă. În seara aceasta vorbim despre droguri ușoare sau care, cum să le catalogăm, care sunt ușoare, care sunt grele, împreună cu domnul dr. Eugen Hrișcu, medic psihiatru și psihoterapeut. Bine ați venit la Speranța TV. Bună seara, bine v-am găsit. Vă văd un pic... Nu mai cheam așa. Îmi cer scuze. Mă cheamă Sorinina. Dar de ce oare am făcut această gafă de proporții? Propunem o avansare pentru moderator. Avansare propusă de domnul Popescu. Nu, ăla nu e directorul, ci portarul. Cum? Unde e avansarea? Afară. Puteam să admit că mă cheamă cum vreți dumneavoastră, dar mi se pare mai nou. Nu, e... S-ar putea colaboratorii dumneavoastră să-și facă o invitație. Da, sigur că da. M-a informat greșit. Da. Soția mea este psiholog, dar... Cred că da. Da. E o situație delicată și pentru mine și pentru dumneavoastră. Însă, din discuțiile anterioare pe care le-am avut... Și-am mai găsit pe internet o înregistrare cu cel mai bun prieten al lui Moș Crăciun, Petre. Încă un cunoscut fabulist și epigramist. L-am luat între noi, chiar dacă nu-s toate în grai, că el, fiind în altă zonă, tot unde ești. De unde? De tare. S-a lucit. De unde ești, drog? Petre, de unde ești, drog? Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de braj... Asta se întâmplă pe la televiziunile române. O informăm pe doamna Speranța, proprietara postului de televiziune, că dânsul a găsit teancul de hârtii cu invitații următori ai marelui prezentator, domnul Liviu. Cum vă numiți dumneavoastră? Ce, nu mă recunoști? Cocuie sunt. Oh, după Danf, da, mi-am dat seama. Cum ați găsit lista de invitați? Am găsit o haioasă. Ce se întâmplă? Și eu prezint o emisiune la Speranța TV. Ce vorbești, domnule? Păi la ce vorbesc? Prezint o emisiune la Speranța TV. Da, am înțeles, dar nu mi-a venit să cred, asta e... La mine e invers. Mi-a venit să cred, dar n-am înțeles de ce. Emisiunea se numește, și să vă uitați că e foarte interesantă, Ficatul o Speranță. Normal, absolut normal. Absolut normal? Ce vorbești, mă? Știi cât de mare e? Atât de mare. Am găsit sub masă unde pun eu stiloul următoarea listă de invitați. Da, vă rog să ne citiți dacă îmi puteți. Așa. Yeti, omul zăpeziu. Frankenstein. Papa de la Roma. Nikita. Brad Pitt. Și Bustul din Loch Ness. Ăsta are cafenea, ăsta are fabrică de... Da, mulțumim, Stai un pic să râd. Mulțumim, Gogâie, ai râs suficient. Da. E cazul să vedem cum s-a întâmplat, de fapt, gafa domnului prezentator. E de la băutură, clar. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Perplexități a postului Ignoranța TV. Eu sunt bine, iar subiectul din această seară are de-a face cu unele substanțe sau unele mici plăceri, căci ce mare lucru dacă ai din când în când o mică plăcere pe care mi le permită din când în când. E vorba despre drogurile... ...ușoare. E? Sau despre cum să le catalogăm, care sunt ușoare și care sunt grele. Îl am alături de mine, pe invitatul meu, medicul psihiatru Costic Absentu, psihoterapeut. Bine ați venit! Mă văd așa un pic.
dar nu mă cheam așa. Îmi cer scuze, da? Nu face nimic. Deci am făcut această gafă de proporții? Poate n-ați găsit la loc de muncă. Da, nu, că nu... Nu vorbeam despre meseria mea, Doamne. Doamne, dar ce am făcut? Nu vă agitați, vă rog, mă cheamă cum vreți dumneavoastră. Deci... Dar de ce am făcut această gafă? Socră mea e psihiatru, dacă vreți o sun acum. E situație delicată și pentru mine. Liviu! Liviu! Situația delicată e că ne-a sunat soția ta, te părăsește. Îmi pare rău, domnule. Cred că pe dumneavoastră v-a strigat, pe mine mă teamă Gabriel. Auziți și dumneavoastră vocile astea? Eu încerc să le ignor de obicei. Liviu! Liviu, eu sunt producătorul emisiunii, dragă. Băgăm publicitate și revenim cu un alt invitat. Alo. Unde ești, dragă? La antene sunt, Stella. Nu spune. Te-a luat capul. Nu m-a luat, mamă, nimeni. Ba da, dragă, ca să te duci invitat la antenă, înseamnă că ai probleme cu bila. Păi chiar în clipa asta cred că o să mă ia bila, Stella. Nu, serios, dragă, acum ce cauți la antenă? Vrei să-ți mănânce Felix Ficații? Bine, mamă, recunosc, nu sunt la antenă, sunt invitat la Ignoranța TV. A, păi zi așa! Deși la cât de inteligent e Gâdea, antena tot Ignoranța TV e. Auzi, Stella, ia zi, mamă, dar tu unde ești? La Zero TV. Profit și eu de reducerile de licență de pe 28 septembrie pe 4 iulie. Profită și tu de ultimele imagini. Zero TV, zero licență. Am revenit în studio, sunt același Liviu Tulburașcu și l-am alături pe un cunoscut epigramist și fabulist. Chiar dacă nu sunt toate în grai, chiar, tu de unde ești? Petre, de unde ești? Stai, nu începe, de unde ești? Moș Crăciun și prietenii se. Stai, nu citi. Regia, nu mă aude. Lasă, Liviu, minus cu minus fac plus. Sunteți două gafe, ce să mai... Moș Crăciun și prietenii se. Într-o zonă muntoasă cu păduri de braj perpendiculari, a sosit Moș Crăciun. Prietenii săi îl așteptau.